a fost folosit armamentul din dotare, executându-se patru forcuri de armă în plan vertical. Un autoturism din cele două a blocat carosabilul, dându-i posibilitatea celui de-al doilea să înainteze și să abandoneze autoturismul. În mașina șoferului care a blocat drumul, polițiștii au descoperit 50.000 de țigarete din Albania. Într-un lan de porumb din apropiere, polițiștii au găsit două mașini și 20.000 de țigarete. Au fost urmăriți circa 17-18 km cu viteza de 170-180 km la oră până în apropiere de lunca banului, unde au fost blocați. Polițiștii l-au identificat și pe al doilea contrabandist, care este căutat acum în tot județul.